Am putea vedea măsuri adoptate în această săptămână în guvern în privința măsurilor din pe energie, da. De energie. Dar nu în guvern. Deci vom anunța, este foarte greu să ieșim cu o ordonanță de guvern până miercuri. Bun. În schimb, în seara aceasta avem întâlnire cu toți miniștrii de resort responsabili pentru a finaliza propunerea de decizie. Domnule premier, ar fi reglementarea tarifelor la energie și la gaz o soluție, una dintre soluțiile propuse? Sunt două soluții în discuție. Partea aceasta de reglementare este de asemenea în analiză. Cel mai probabil putem discuta de reglementarea costurilor, nu a prețului. Florin Câțu a venit cu două propuneri pe care spunea că vrea să le adopte partidul. Reducerea CAS, TVA la CAS cu 5% și TVA general cu 2% la 19% la 17%. Știu despre ce este vorba. A rămas să analizăm această propunere în urma impactului pe care îl vor avea în bugetul consolidat. Se va regăsi pachetul de măsuri, reducerea CAS și permite statul să renunțe la 5%? Vă rog să ne dați voie să vedem care sunt consecințele acestor decizii și vom lua decizie împreună cu datele pe masă. Este cel mai... Despre situația din Ucraina, ce informații aveți? În această dimineață au apărut informații că într-adevăr există un bombardament din zona separatistă. Toate aceste informații sunt le primim din surse deschise, sigur, și în acest moment când discutăm nu am reușit să avem încă o analiză cu instituțiile de specialitate. De români care au cerut să vină, le-ați pus la dispoziție aeronave sau... Nu avem această solicitare. Există doar comunicatul Ministerului Afacerilor Externe și în funcție de solicitări suntem pregătiți să acționăm ca atare. Există pregătite măsuri astfel încât să putem să asigurăm sprijinul necesar unui flux de refugiați, inclusiv partea de repatriere. Până în acest moment nu avem nicio solicitare. Ce număr de refugiați ar putea fi în România? Maxim. Dacă... Din analizele pe care le avem. Un număr destul de mare. Vă mulțumesc! Domnule, o zi bună. Ce se întâmplă în acea zonă? Ce se despre conflictele militare?